Ha-ha, am revenit, prichindei și prichinduțe! Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi au ajuns deja la capitolul 17! Expediția lui Șurubel și a lui Piuliță în orașul Zmeelor. Haideți împreună cu Suflețel și Curița, Iepurița, să vedem ce s-a întâmplat cu năzdrăvanii noștri. Ileana vă îmbrățișează și vă sărută frunțile. Haideți! Capitolul 17. Expediția lui Șurubel și a lui Piuliță în orașul Zmeelor. Ieșiți în ordine din casă fiecare și aliniați-vă pentru înviorare. Exercițiile de înviorare te scapă de lene, mișcarea alungă somnul de pe gene. Cântecul acesta despre gimnastică și înviorare pe care îl compusese poetul Floricică îl cântau tare, plin de voie bună, Șurubel și Piuliță. Era dis de dimineață și în orașul verde toată lumea mai dormea încă. Însă Șurubel și Piuliță străbăteau străzile, cântând din toate puterile și făcând în același timp exerciții de înviorare, știind încă din ajun că dimineață li se va da drumul din spital pentru a repara automobilul. Ei s-au trezit cu noaptea în cap și au cerut să fie externați imediat. Mierinana, care cel mai mult pe lume se temea de zgomot, a dat repede dispoziție să li se elibereze hainele. Auzit de îndeparte cântecul, multe prichinduțe s-au trezit și priveau pe fereastră, unele chiar au ieșit în stradă. Hei, prichinduțelor, unde aveți voi garajul?" strigă Șurubel. Haideți să vă arăt!" Se oferi o prichinduță cu scufiță roșie și palton albastru, cu guler pufos, făcut dintr-o omidă argintie. Arată-ne încotro să o luăm, spre dreapta sau spre stânga?" spuse Șurubel. Spre dreapta!" le răspunse prichinduța, cercetând curioasă vestoanele lor din piele. La dreapta marș!" comandă Șurubel și, răsucindu-se, porni în direcția arătată. Un, doi, un, doi! Piuliță pășea în pas în urma lui. Prichinduța alerga țopăind, abia ținându-se după ei. Din prea mult avânt, Șurubel și Piuliță trecură pe poarta pe care o căuta. Stați, început să strige prichinduța, ați trecut de el. Stânga împrejur, comandă Șurubel. Se răsuciră amândoi pe călcâie și se întoarseră la poartă. Prichinduța le deschise. Intrară toți trei într-o curte unde, în latura casei, se afla o încăpere cu acoperișul din țiglă. Halal garaj! Asta e pur și simplu magazin, nu garaj! Bombăni Șurubel, deschizând ușa din două canaturi. Șurubel își aruncă ochii în magazie și văzu mașina. De garaj se apropiară și alte prichinduțe. E întuneric aici, spuse Șurubel. Puneți mâna să împingem mașina afară. Păi, nu merge, e stricată, spuseră prichinduțele. Nu-i nimic, o scoatem noi de aici pe brațe. Haideți, împingeți din spate, gata, hei, rup! Încă o dată, hei, rup! Mașina scârțâi. Cu scrâșnel și o pintelă o scoaseră afară din garaj. Șurubel și Piuliță se băgară imediat sub automobil. Neștiuitoare, prichinduțele stăteau în jur și priveau curioase. Oho, se auzea de sub mașină, rezervorul s-a găurit. Oho, lipsește și Piulița. Oho, țeava pentru scurgerea siropului e plesnită. În sfârșit, cei doi ieșiră de sub roți. Haideți! Aduceți repede cheia de Piuliță, cleștele plat, ciocanul și letconul pentru lipit. Păi noi nu avem nimic din toate astea. Cum n-aveți? Dar ce aveți? Păi avem un fărăstrău și un topor. Vai de capul nostru! Nu se repară mașina cu toporul. Dar pe aici, prin apropiere, nu există prichindei? Prichindei sunt numai în orașul Zmeelor. E departe, o oră de drum. O oră pentru voi, că noi ajungem acolo mai repede. Ia ziceți, cum ajungem? Păi, o luați pe strada asta, pe urmă cotiți la dreapta și de acolo o țineți tot înainte. Pe urmă se face un drum de câmp care vă scoate exact în orașul Zmeelor. Am înțeles, răspunse Șurubel. Gata, înainte marș, la loc comanda. Strigă el pe neașteptate. Voi, prichinduțelor, căutați pe undeva niște cârpe și până venim noi, faceți lună mașina. Mașinii fraților îi place să fie îngrijită. Bine, încuviințară prichinduțele. Acum gata, înainte marș! Porniră amândoi în același pas. După ce cotiră spre dreapta, Șurubel comandă: "Cu cântec, marș!" Și prietenii noștri începură să cântă cât îi ținea gura. Eu și prietenul meu cel mai bun, prin păduri și câmpii am pornit la drum, pe bolovan ne cățărăm, flori de tot soiul admirăm, deodată o broască ne iese în cale și o zbugim speriați către vale. Când acasă ajungem cu limba de un cod, fiecare spune celuilalt: "Nu mai pot!" După ce îi sprăviră cântecul ăsta, începură altul și după aceea altul. Curând ieșiră din oraș și dădură în drumul de câmp. Nu se împlinise un ceas că în depărtare se arăta orașul zmeilor. Chiar în clipa aceea, Șurubel și Piuliță văzură un automobil ce oprise în mijlocul drumului. Când se apropiară, băgară de seamă că sub mașină e un prichindel. Capul și pieptul erau în întregime ascunse sub mașină. Doar picioarele îmbrăcate în niște pantaloni slinoși rămăseseră afară. "Hei, frate meu, te bronzezi?" îi strigă Șurubel. Prichindelul își trase de sub mașină capul cu păr negru și creț. "După cum vezi, sunt nevoit să mă bronzez sub mașină." "Dar ce s-a întâmplat?" "Păi nu mai vrea să meargă furisita. Ba se oprește alimentarea cu sirop, ba dozarea apei gazoase se face anapoda. Nu-i pot da de căpătâi nici de cum." Prichindelul se ridică și izbi în ciudat cu piciorul în roată. Purta veston negru, la fel de murdar ca și pantalonii, încât părea făcut din piele. După câte se părea, șoferul ăsta amărât avea chef nu atât să meargă cu mașina lui, cât mai degrabă să stea tolănit sub ea, căutând tot soiul de defecte, lucru care, ce-i drept, se întâmplă deseori multora dintre posesorii automobililor cu apă gazoasă. Șurubel făcu în conjurul mașinii, cercetă mecanismul și, negăsind pricina, intră sub ea. După ce scormoni ceva pe dedesubt, se trase afară și se ridică scârpinându-se gânditor la ceafă. După Șurubel se băgă sub mașină Piuliță, apoi din nou posesorul automobilului. Și tot așa, când unul, când altul, au intrat dedesubt pe rând, s-au ridicat, au privit mașina cu nedumerire și s-au scărpinat la ceafă. În sfârșit, Șurubel izbuti să dibuiască hiba motorului. Mașina a pornit. Bucuros și plin de recunoștință, șoferul le strânse mâna celor doi. "Vă mulțumesc, fraților, dacă nu erați voi, mă bronzam aici până diseară. Voi unde mergeți? Urcați-vă că vă duc eu." Șurubel și Piuliță îi povestiră despre scopul călătoriei lor. "Cheie de piuliță, clește plat și ciocanam eu. Pot să vi le dau, dar letcon pentru a lipi nu am," spuse șoferul. "N-am putut găsi la cineva în orașul vostru un letcon." "Cum să nu puteți? Puteți foarte bine. Mecanicul nostru, Elis, are letcon. Să mergem la el." Urcare toți trei în mașină și peste câteva minute erau pe strada principală din orașul zmeelor. Și am ajuns la sfârșitul capitolului 17. Rița, Iepurița, Suflețel, Fata Minune și Ileana, vă mulțumim că ați fost aici, vă sărutăm frunțile și vă așteptăm data viitoare. Pa, pa!